Covrici cu măr și scorțișoare. Cât timp cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. Într-un vas combinăm un ou împreună cu 150 g zahăr brun, 150 g piure de mere, 30 ml ulei, 5 g scorțișoare și 3 g nucșoare. Se amestecă totul bine până se omogenizează. Adăugăm 250 g făină cernută împreună cu 10 g praf de copt și 100 ml frișcă. Amestecăm până primim un aluat netit. Transferăm aluatul într-o pungă de patiserie. Umplem 2 treimi din forme cu aluat și coacem 40 de minute în cuptorul preîncălzit. Scoatem gogoșii din cuptor și răcim complet. Într-un bol combinăm 150 g zahăr împreună cu 10 g scorțișoare. Scufundăm fiecare covric în unt topit, scurgem excesul și tăvălim prin amestecul de zahăr cu scorțișoare. Serviți gogoșii cu plăcere, iar noi vă mulțumim pentru vizionare. Poftă bună!